Ok. Deci, Republica Moldova în ultimele două luni a trecut printr-o criză acută legată de gazele naturale. Situația în acest domeniu, după cum am putut urmări și cu toții împreună, toată societatea, a fost extrem de critică, și anume din cauza exploziei a prețului la gazele naturale pe piața internațională, dar și din cauza negocierilor complicate cu Gazprom. În final, guvernul, după un șir de negocieri complexe și complicate, a reușit să obțină formula de calcul a prețului gazului, care a permis scăderea de peste două ori a prețului achitat de Republica Moldova, comparativ cu cel de pe piața internațională. Totuși, chiar și de două ori mai mic față de cotațiile internaționale, prețul gazului cumpărat de Moldova a înregistrat o creștere de peste două ori față de prețul de 4,2 lei, care era achitat până acum de către consumatorii finali. Având în vedere situația creată, după cum a fost și anunțat, guvernul a decis alocarea unui pachet de suport fără precedent în valoare de 1,6 miliarde lei. Astfel, pentru primele 150 de metri cubi, guvernul va asigura o compensare direct în factură de până la 4,3 lei per metru cub. Iar în cazul blocurilor cu încălzire centralizate, compensarea direct în factură va constitui 2/3 din creșterea prețului. Suportul acordat de guvern este foarte binevenit și necesar chiar. Totuși, considerăm că există loc de un suport și din partea autorităților publice locale. Ori solidaritatea în condițiile economice curente este cel mai important lucru. Despre viziunea fracțiunii PAS din CMC va vorbi colegul meu, consilierul municipal Dumitru Ivanov. Bună ziua tuturor! Deci, în această perioadă este nevoie de consolidare eforturilor atât la nivel central cât și la nivel local. Pe lângă pachetul de suport din partea guvernului, fiecare administrație publică locală trebuie la fel să identifice soluții pentru a oferi ajutor cetățenilor, în special acum pe timp de iarnă. În contextul crizei pandemice, la care s-a adăugat și cea a gazelor, primăriile trebuie să-și revadă prioritățile cu privire la implementarea unor proiecte mai puțin importante și să vină cu ajutor. Regulamentul actual are mai multe lacune și este unul inechitabil. Anul trecut, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal a elaborat un regulament nou care a trecut toate procedurile de consultări și avizări publice. Însă, Partidul Socialiștilor l-a blocat și ne-a demonstrat încă o dată că ei nu au venit în Consiliul Municipal să lucreze, ci din contră, să facă politică. În 2019, primarul general Ion Ceban a promis compensație de 60% la căldură în cazul în care devine primar. Ce a făcut de atunci până acum? Nimic. Primarul Ion Ceban se laudă pe la TV că pe dânsul toți îl cunosc, iar pe consilier nu-i cunoaște nimeni. Dar trebuie să cunoaștem că anume Consiliul Municipal este cel care votează alocarea banilor pentru compensații și toate celelalte cheltuieli din municipiul Chișinău. Noi deja practic ne-am obișnuit că Ion Ceban dă vinul pe toți și nu este vinovat el de nimic. Atunci când este întrebat de ce nu a reușit să implementeze niște promisiuni, el spune că este vinovat o persoană sau altă, o instituție, a doua instituție, iar atunci când este vorba despre reușite, atunci el și le asumă toate lui. Într-un final, ceea ce n-a făcut primarul își propune să facă fracțiunea PAS din CMC. Dacă primarul nu este aproape de cetățeni, consilierii PAS vor fi aproape de populație. Astfel, în timp ce primarul se preocupă în special de politică și critici în adresa guvernului, fracțiunea PAS a elaborat un proiect de decizie și îl va înainta la următorul Consiliu
în vederea majorării compensațiilor la resursele energetice. Astfel, fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău, la următoarea ședință, va înainta decizie pentru creșterea compensației la resursele energetice, mai exact la agentul termic și la gaz, de la 40% la 60%. Deci până acum a fost 40%, fracțiunea PAS va înainta propunere de majorare la 60%. Implementarea deciziei propuse de PAS alături de intervențiile deja făcute de guvern vor duce practic la atenuarea totală a impactului negativ al creșterii prețurilor pe piața internațională. Acum domnul Ceban are șansa să demonstreze că îi pasă de locuitorii municipiului și le invităm să susțină inițiativa PAS. Inițiativa privind majorarea procentului compensat din facturile la resursele energetice. Vă mulțumim. Dacă sunt întrebări, suntem gata să să răspundem la ele. Dar vreau să vă mulțumesc aceste compensații lunar, da? Până acum primesc oamenii 40% compensații lunar? Exact. Și ce categorie? Pentru că nu cred că toți chiar. Să răspund eu? Da, te rog, Dumitru. Conform regulamentului actual, compensații la resurse energetice primesc cetățenii care, sau familii, mai bine spus, care au venit mediu global sub 3.000 de lei și familii tineri care au venit mediu global sub 5.000 de lei. Asta înseamnă venitul mediu familie să fie sub aceste sume. Pensionarii, în parte, pentru că siguranța la 3.000, toți, atunci fiecare primește 40% compensații? Da, la momentul actual sunt în jur de 20.000 de beneficiari care se iei pentru anul 2021, și în mare parte dintre noi sunt și pensionari care au venituri destul de reduse. E vorba doar de cei care au fost în Chișinău sau și în suburbii? Pentru că am înțeles că a fost un proiect de decizie care cumva identificează pe cei care nu sunt conectați la gaz. Deci, modificarea la care faceți trimiterii, a fost o modificare în regulament care noi am solicitat să ne fie prezentat când a fost acea modificare și de ce a apărut. Deci este o intervenție tehnică. Ne clarificăm că noi nu am primit încă informații de la executiv să vedem când a fost exclusă și de ce. Sau este o eroare. Da, și contrapare la acest subiect, ca să prevesc 2 ani de mandat la domnul Ceban, dacă vreau să ne spuneți cum pe cea de activitate și colaborare. Dacă nu vă supărați, eu zic să rămânem la subiect, dacă mai aveți întrebări la subiect, pe seama, eu cred că prin expunere și în cadrul conferinței am făcut trimitere și la activitatea domnului primar. Dumnealui se laudă de ceea ce face și nu doar el, dar și Consiliul, dar atunci când nu a reușit ceva, toți sunt vinovați, numai nu el. Vă mulțumim. Mersi mult!